Bună seara, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit. Alerte în Constanța, SOS Constanța, cred că așa trebuie să dăm titlul emisiunii. O echipă de tineri din cadrul PNL, din cadrul TNL, de fapt, o să ne lămurească ei mai bine, a pus pe picioare un site, o platformă, unde dorește să prezinte problemele Constanței. Eu cred că vor mai mult decât atât, vor să le și rezolve. Sunt curios dacă vor putea. Discutăm despre acest proiect, proiect care a fost demarat oficial ieri printr-o conferință de presă cu inițiatorii Cristina Văsii, consilier local, care inițiatorul proiectului, după cum am spus. Bună seara, mulțumim că sunteți alături de noi. Și Bogdan Barață, inițiator de asemenea acestui proiect, membru TNL, PNL, bună seara. Ambele, și TNL și PNL. Și TNL. Vicepreședinte TNL și birou permanent local în PNL. Noastră sunteți și consilier local din partea PNL. Bun, alerte, cum se cheamă site-ul exact? Alerte Constanța. Alertecostanța.ro. Discutăm, haideți să luăm cu începutul. De ce a fost nevoie de un astfel de site, cât a durat și ce își propune? De ce a fost nevoie de un astfel de site? Noi am considerat că este nevoie să reînviem un pic spiritul civic în oraș. Ne-am obișnuit cu toți să ne plângem că sunt probleme, dar nu le exprimăm suficient de clar. Critica este la general, fără a puncta exact problema constatată. Prin intermediul platformei, noi vrem să adunăm, practic, problemele poziționate pe hartă, eventual cu o fotografie, dacă poate fi pusă la dispoziție, sau un video, și cu o descriere, astfel încât să poată fi analizate și căutată o soluție pentru ele. Am înțeles. Primăria Constanța, prin Radu Mazăre, a inițiat acum vreo 2 ani de zile, dacă nu mă înșel, o pagină de Facebook, Sesizări și probleme Primăria Constanța, unde, să vă spun un secret, se poate face cam același lucru, aproape exact același lucru, cred că n-ai voie să postezi fotografii. Care ar fi diferența dintre pagina de Facebook a primăriei și inițiativa dumneavoastră? Platforma strânge în spate o bază de date cu problemele, astfel încât în timp vom putea face o analiză, putem să ne dăm seama care sunt problemele cele mai importante pentru cetățeni și să transmitem mai departe sau să inițiem proiecte în cadrul Consiliului Local care să le rezolve. Din Facebook este destul de greu să extragi astfel de date. Într-adevăr, este un instrument foarte ușor de folosit și la îndemâna oricui astăzi. Avem și noi o pagină de Facebook denumită Alerte Constanța, a fost lansată înainte de a lansa platforma, însă de acolo nu putem colecta datele la fel de simplu ca dintr-o bază de date a unei platforme online. De ce credeți că nu le colectează primăria de pe pagina ei oficială și nu le rezolvă? Pentru că ar însemna să stea cineva în fiecare zi, să le noteze. Se pare că plătim câțiva oameni, să știți, 3, 4, 6, nu știu câți. Noi acolo, practic, colectăm datele persoanei care a făcut sesizarea, o modalitate de contact a ei, astfel încât să ne asigurăm că este real omul din spate care a completat formularul, și informații generale, o descriere a problemei. Cum v-am spus, din Facebook nu poți să extragi o bază de date, eventual poți să o faci manual. Am înțeles. Haideți să vedem și site-ul alertaconstanța.ro. Îl vom vedea pe ecran. Cât a durat tehnic punerea lui la punct? De la idee la lansare, nu? Da. De la idee la momentul la care a fost gata de lansare, cam un an de zile. Ideea când v-a venit, înainte de alegerile ideea locale? Ideea nici măcar nu este originală. Oamenii, cei avizați, deja știu. Există ceva funcțional în București, se cheamă... Dacă se cheamă Alertă Constanța. Nu. Nu, în București e lansat aceea, care a fost de altfel rostogolită pe media destul de mult, o pagină similară, tot o aplicație online. Cert este, ca să rezum, nu e originală nici măcar în ceea ce privește numele. De ce spun asta? Alerte Galați s-a numit inițial, ceea ce pe noi ne-a inspirat. O platformă similară, oarecum mai simplistă grafic, dar ideea la fel de generoasă, și a fost pusă în operă de colegii noștri de la TNL Galați. Nu știu să vă spun acum cât de funcțională mai este, dar la momentul la care pe noi ne-a inspirat, era destul de fervescent. Și atunci ideea asta ni s-a părut absolut corect și binevenit de împrumutat. Bineînțeles că ne-am dorit unele îmbunătățiri. Încă de la început ne-am gândit să oferim această platformă, pentru că insistăm pe termen,
cumva la nivelul județului, operațional momentan este orașul Constanța. Deci vreți să... Avem deja încărcate hărțile pentru Mangalia și pentru Hârșova. Și Năvodari. Și Năvodari mai nou. Deci, de ieri până astăzi. Deci, asta încerc să spun. Ne dorim să fim o platformă civică. Imaginați-vă o tribună. Întrebați adineaur în ce măsură sau cum evaluăm noi eficiența noastră mai bună decât pagina de Facebook a primăriei. Nici măcar nu o facem. Nu este rolul nostru. Rolul nostru, așa cum îl percepem noi, este să ne adresăm concetățenilor noștri. Sunt prietenii, sunt rudele, sunt oamenii cu care te întâlnești în campanie, în celebrele door-to-door. Oamenii, în general, au acea nemulțumire, acea reticență și atunci cred că o platformă în care, în mod oficial, numele tău nu apare, dar poți să faci o sesizare concretă și noi suntem cei cu care iei legătura, poate fi un punct de început. În ce măsură va funcționa? Pot doar să vă spun că vom vedea. Tehnic, în schimb, ca să revin la întrebarea dumneavoastră să vă dau răspunsul, a durat cam un an de zile. Și asta a însemnat primele discuții, ideea și ce am văzut la colegii noștri de la Galați în noiembrie-decembrie 2014. Primele discuții le-am avut în februarie-martie 2015 și undeva prin februarie 2016, după îndelungi reveniri, îmbunătățiri ale părții grafice și elementelor de funcționalitate, era gata. O să o las pe Cristina să vă spună de ce nu ni s-a părut oportun atunci să lansăm. Rezumând, n-am vrut să încurcăm ceea ce deja reprezenta o... Inițiatorii proiectului, după cum se vede și pe site, suntem eu și cu colegul meu Bogdan Bola. După cum bine știți, în primăvară amândoi am candidat la alegerile locale, eu pentru o poziție în Consiliul Local Municipal, el pentru Bogdan o poziție... Bogdan Bola a ajuns consilier județean. Este consilier județean. Și la momentul acela am considerat că nu ar fi oportun să lansăm platforma în campanie electorală, din motive pro și contra. În primul rând că n-am vrut să o folosim ca și instrument pentru campanie, tocmai de aceea nici pe site nu apare vreun logo al partidului. Vrem să fie un site prietenos cu orice cetățean. Așa, ca și păstrat sunt lucruri de la care nu ne putem abține. Emblematic, albastru cu galben, dar nu am pus logo, nu am pus funcțiile noastre politice, nu am menționat nimic de genul acesta, tocmai ca să se vadă că este deschis publicului. Dacă îmi permiteți aici, da, o să vă întreb puțin, o să afișăm și un număr de telefon, dacă aveți o părere despre acest proiect sau dacă vi se pare că sunt probleme în Constanța pe care vreți să le aduceți la cunoștință, aveți un număr de telefon la care puteți suna, vă rog. Vreau să fim foarte clari, acest proiect este asumat politic, nu ne e rușine deloc. Ce păi încercăm este să nu spunem? Este. Este nu, mai nu galben. Este asumat politic, l-am lansat într-o conferință de presă în cadrul TNL la sediul partidului. Ce nu este, nu va fi o platformă și o inițiativă sechestrată politic. Adică? Iar nu va fi direcționată politic în sensul de a discuta sau de a direcționa lucrurile doar în sensul unei opoziții atunci când suntem în opoziție sau în beneficiu puterii dacă suntem la putere. Este clar o platformă pentru cetățeni. Este generată de tineri care deja sunt implicați politic, dar este deschisă oricui. Și când spun oricui, vorbim foarte serios când spunem că printre colaboratori, dacă vor dori și fără niciun fel de ipocrizie, așteptăm orice alți tineri implicați să deja politic, ce? Indiferent. Să voluntari. Ce? Este extrem de mare... Să facă ce? Voluntariat sau specialiști? Bun, concret. Avem în echipă acele secțiuni. Juridic, specialitate și voluntari. Voluntarii, în esență, sunt cei care fie preiau informația și o gestionează către departamentele care ar trebui să se ocupe de așa ceva, fie verifică direct în teren. Despre funcționalitatea platformei bănuiesc că vom vorbi pe capitole în minutele ce urmează. Juridic, de asemenea, sunt deja inițiative juridice, slavă Domnului, care vin în sprijinul comunității. Unele destul de bine reflectate în presă și reușite. Nu văd de ce nu am fi la fel de deschiși pentru astfel de colaborări și în măsura în care aceste sesizări ar urma să se înmulțească, așa cum sperăm, suportul și ajutorul este oricând binevenit, pentru că fiecare dintre noi cei implicați își dedică timp liber.
și neremunerat. Deci cu atât mai mult un ajutor este binevenit. Și ce problemă văd la această inițiativă a dumneavoastră? A mai făcut cineva ceva asemănător acum vreo 4 ani de zile, o primărie a Constanțenilor. Mi se pare așa că pericolul este următorul. Lumea să confunde această platformă cu o adevărată soluție, cu o reală soluție, să se îndrepte către dumneavoastră și să nu puteți să-i rezolvați problemele pentru că nu aveți pârghiile necesare și să îi dezamăgiți pe constanțeni. Se poate întâmpla asta. Da, e un pericol. Se poate întâmpla orice. Noi ne-am asumat faptul că orice proiect poate fi îmbunătățit, se poate dezvolta permanent. Tocmai de aceea am discutat și de crearea unei aplicații pentru dispozitivele mobile, site-ul fiind optimizat acum pentru dispozitivul mobil pe web. În privința unor sesizări pe care nu veți putea să le rezolvăm, pentru că nu țin nu înseamnă că refuzăm persoana respectivă. Sunt mai multe căi. Nu, dar înseamnă că îi dați speranțe deșarte. Nu. Nu mai dați din cap, așa că așa este. Nu suntem nici pompieri, nici nu ne substituim administrației locale sau guvernului sau. Intenția noastră este de a rezolva punctual probleme și de a-i ajuta pe cetățeni să se implice activ în rezolvarea problemei pe care au găsit-o. Da, dar pare, dacă aș vrea să fiu cârcotaș, pare o chestiune politică, pentru că nu cred că o veți putea duce până la capăt. Să mă explic. Îmi spuneați înainte de emisiune că una dintre problemele primite este referitoare la câinii fără stăpân. Cum puteți rezolva această problemă? Problema sesizată o transmitem mai departe către serviciul din primărie care se ocupă de această problemă. Vom primi un răspuns oficial pe care îl vom transmite persoanei care ne-a semnalat problema, urmând a căuta și o soluție în calitate de consilier local eu, împreună cu colegii mei. Sunteți de acord cu mine că acea persoană putea să se ducă direct pe site-ul de Facebook, da, al primăriei, să spună am o problemă aveți cu câini fără stăpân, fără să mai treacă prin alertă? Este adevărat. În același timp poate să semnaleze această problemă peste tot pe unde găsește o cale de a o semnala, în speranța că îi se va rezolva într-o bună zi problema. Ideal ar fi să avem cât mai multe instrumente la îndemână, astfel încât să ajungem la o soluție. Probleme sunt foarte multe. Da, sunt convins. O să schimbăm și titlul. O să rog pe colegii mei să schimbe titlul. Să vedem dacă sunt probleme sau nu. Constanța, vrea să spuneți ceva? Da, la acest moment noi nu ne percepem și sperăm să nu ne percepeți ca un panaceu, ca o soluție la toate. Noi ne vedem mai curând ca un leac împotriva pasivității sau, dacă vreți, un început de leac împotriva pasivității. Este una din mai multe și, în perspectivă din câte am auzit noi, una din multele inițiative de acest gen. Că există pericolul să nu funcționeze, că există pericolul să nu primim sesizări, există pericolul să se formeze acea așteptare, poate mai mare decât realitatea. Da. Aveam de ales între a nu lansa, de a optimiza ideea la nesfârșit și de a începe să facem ceva. Un prim aspect. Al doilea aspect, și eu profit de această invitație să o spunem celor care ne urmăresc. Alerte Constanța îți primește sesizarea și colaborează cu tine. Alerte Constanța nu ți rezolvă problema pentru că nu poate. Ce poate să facă este să fie un suport. Dacă problema ta este doar de natura unei sesizări simple către primărie, aceasta poate fi preluată de unul dintre cei 10 consilieri PNL sau oricare altă persoană care își dorește să colaboreze cu noi, indiferent de partid, am spus-o, ne o asumăm. Da? Dacă problema este mai complexă și implică, în schimb, sesizarea ta ca și cetățean, noi în 72 de ore ne-am asumat că verificăm veridicitatea a ceea ce ne sesizezi, încercăm să găsim pașii de urmat și dacă asta implică că trebuie în continuare ca cetățean să-ți asumi lucrul ăsta, noi îți punem la dispoziție documentul. Imaginați-vă că am de făcut o sesizare mai amplă sau am de făcut o plângere. Ți-o redactez eu ca și la Alerte Constanța, dar desemnat și de depus, te încurajez pe tine, cetățean, să o faci. Câți poate juriști, părea atipic. Câți juriști aveți? La acest moment suntem 4. Da, 4-5 implicați și în perspectivă mai avem discuții cu încă 4 dintre colegii noștri. Să punctăm, dacă am o problemă pe care eu, ca cetățean simplu, nu o pot rezolva, mă pot duce pe site-ul primăriei sau pe pagina de Facebook sau, dacă e ceva mai complex, pot veni,
pentru a obține ajutor juridic, da? Da, când spun ajutor juridic, nu vorbim de acel tip de consultanță care îți rezolvă problema în sensul unei soluții. Nu mă substitui și nu sunt un, dacă vreți, o platformă de dumping pentru serviciile juridice. Nu e vorba de așa ceva. Este, repet, un ajutor, un sprijin împotriva pasivității în acest oraș. Începem de undeva, să știi care este circuitul. Poate că ți este mai simplu să afli de la mine, citind un document pe care ți l-am redactat special pentru tine, care sunt pașii de urmat cu eventuale termene în problema pe care tu ai sesizat-o, decât să intri pe site-ul primăriei, de exemplu, și să începi să cauți între diverse prevederi și diverse departamente și direcții cam unde ar trebui să te adresezi. Am înțeles. Cum a primit conducerea partidului această inițiativă? Am beneficiat, bineînțeles, de toată susținerea. Și de la județ și de la municipiu? Și de la județ și de la municipiu, pentru că este un instrument la îndemâna noastră prin care chiar putem prelua niște probleme concrete. Am beneficiat de susținerea tuturor. Tocmai de aceea e posibil să fie observat astăzi că și pe pagina PNL a apărut... N-am văzut că nu este în obiceiul meu să verific zilnic pagina de site-ul PNL. Colegii de partid vă oferi sprijinul sau au spus, băi, poate e prea mult, poate este prea puțin? Cum este văzut proiectul? Este un exclusiv al colegilor din organizația de tineret. A fost creat de noi. Implicarea este a echipei de tineret, printre voluntari se pot observa că sunt câțiva dintre membri. Beneficiem de susținere și de la ceilalți membri PNL. Dar implicarea directă este a organizației de tineret. Pot să vă mai critic puțin? Da. Bun. Sunteți consilier local. Mi se pare că puteți să faceți mai mult, mai bine și mai eficient pentru orașul Constanța, direct în Consiliul Local, prin proiecte, prin hotărâri și așa mai departe, prin toate pârghile pe care le aveți la dispoziție și să lăsați instrumente de acest tip tinerilor liberali, voluntarilor și așa mai departe. Vă răpește acest proiect din munca pe care o puteți face pentru Constanța? Aceasta este o critică. Cum răspundeți? Vă mulțumesc pentru critică. Proiectul este inițiat de mine și de Bogdan Bola, dar, cum v-am spus anterior, este proiectul echipei TNL Constanța, care este formată dintr-un număr de tineri, pornind de la vârste de 16 ani până la 35, inclusiv colegul meu aici de față. Nu mă ocup personal eu de administrarea integrală a platformei și o direcționez. Cu toții lucrăm împreună. Anumite probleme le pot prelua și le pot trata în calitatea mea de consilier local. Altele pot fi tratate în calitate de cetățean și atât. Sau de membru de partid, depinde de problemă. Nu vreau să se confunde poziția de consilier local cu activitatea pentru această platformă. În partea de consiliu este cu totul altă muncă, este... întâmpin alte piedici, sunt alte proiecte, iar acesta nu e integrat în activitatea asta. Dacă am ajuns aici, să facem o paranteză, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, sunt 5 luni de zile. Cum funcționează Consiliul Local din perspectiva unui consilier de opoziție? Și vă întreb asta pentru că are legătură și cu ce vorbeam mai devreme. Dacă unele nemulțumiri ale constanțenilor care vin la dumneavoastră pot fi transpuse în proiectul de hotărâri și pot trece, pentru că liberalii fiind în opoziție acolo, mi se pare că aveți puține șanse să treceți proiecte de hotărâre. Șansele unui proiect de hotărâre aparțin și necesității de a se realiza acel proiect. Acum depinde cât de bine îl susții și ce argumente aduci pentru a ajunge pe convocator. În același timp, fiind în opoziție, noi suntem în momentul de față foarte atenți la activitatea primăriei, iar majoritatea proiectelor sunt, țin de fapt și de ceea ce înseamnă administrația publică, sunt obligatorii anumite forme pentru a eficientiza fluxul documentelor. Sunt, de exemplu, treceri ale unor proprietăți de la o direcție la alta, sunt, cum să vă spun eu, proceduri care trebuie neapărat să treacă prin Consiliul Local, dar care nu ar influența ceea ce vedem noi cu toții în oraș când mergem pe stradă. Suntem un număr de 10, totuși este un număr destul de mare față de mandatele anterioare, unde opoziția nu avea nimic de spus. În momentul de față, totuși, considerăm că suntem o voce. Pentru că nu suntem puțini. Din 27,
cântărim, un pic și depășim o treime. Bun, încă o critică? În ceea ce înseamnă, să vă termin ideea, în primul rând în patrimoniu. Da, acolo nu poate trece nimic fără ca... Asta nu înseamnă că absolut orice se propune se blochează. Și acolo, într-adevăr, în cazul în care considerăm că este o problemă, putem să ne opunem. Da, și v-ați opus cu succes până acum la câteva inițiative. Mă rog, nu este rolul, nu este subiectul emisiunii, dar sunt câteva referitoare la stadionul, farul, la terenul pentru biserică și așa mai departe. Știți ce n-am văzut? Mai vorbeam de o critică, da? N-am văzut proiecte care să vină în întâmpinarea dorințelor constanțenilor din partea dumneavoastră sau a PNL-ului. Am văzut numai opoziție la ceea ce face PSD-ul. Se poate ca în viitor considerii PNL să vină, repet, un pic întrebarea și o formulez altfel, cu proiecte înțeles, concrete întrebare. Pozitive, da? Cu siguranță vom veni cu proiecte care că vor fi 5 luni de zile. În concordanță cu programul electoral promovat în campania electorală de la locale. Însă, în momentul de față, cel puțin eu sunt la stadiul în care strâng informații, solicit informații pentru a crea un proiect bazat pe niște date concrete. Iar a face un proiect nu înseamnă că scrii 3 foi peste noapte, mâine te duci și le depui la primărie și în următoarea ședință vor fi pe convocator documentele respective. În niciun caz. Necesită muncă, cu atât mai mult când ești în opoziție. Necesită muncă, necesită un ajutor din partea departamentelor din primărie, necesită o prioritizare din partea tuturor. Adică nu este ceva atât de simplu. Textul ăsta cu nu sunteți în stare să faceți proiecte. Am zis eu asta? Nu, este o acuză des întâlnită, dar asta pentru că nu se cunoaște procedura. Nu eu scriu proiectul, eu îl inițiez, iar cu ajutorul aparatului primăriei îl redactez în conformitate cu legislația și cu hotările de consiliu mai vechi. În conformitate cu legislația emisiunii noastre, o să vă rog să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim. Ne-am întors, alertaconstanța.ro, haideți să vedem dacă funcționează site-ul sau vorbim așa degeaba. În golul să-i rog pe colegii mei să intre pe platformă, o controlează din regie și să vedem ce trebuie să facem, dacă avem o sesizare. M-am gândit în pauză, sunt așa de multe, dar o să aleg una. Este un șanț pe strada Rapsodiei, undeva în cartierul în care stau eu. Da? Este un șanț, au săpat, nu știu cine acolo, a săpat. Dacă puteam în momentul ăsta vă confirmam eu, pentru că știu că e șanț acolo, da? Bine, trebuie să spunem că se și asfaltează în zonă după ce a promis Radu Mazăre de vreo 6-7 ani de zile că se asfaltează, vor fi 5 străzi asfaltate. Da, vreau să fac o sesizare. Cum fac? Am intrat pe site? Ați intrat pe site, sus în bara de meniu unde scrie alertă, dedesubt apare un buton cu adaugă alertă. Da. Se va descrie un formular. Da. Unde sunt solicitate câteva date. Numele alertei, de preferat, ar fi un titlu reprezentativ problemei, pe scurt. Șanț în șosea. Șanț Rapsodiei. Șanț Rapsodiei. Șanț strada Rapsodiei. Stai să fac și eu un paralel pe laptop. Da. Facem acum în direct. Da. Ce urmează? Ce avem acolo jos? Adresa, strada Rapsodiei, nu știu numărul. Nu este suficient. Da, și orașul Constanța, ce avem jos? Constanța, după care se selectează secțiunea pe care o vom mai actualiza cu alte categorii. Da. Pe hartă, în partea dreaptă, se poate puncta. E obligatoriu să punctăm pe hartă? Nu este obligatoriu, dar este poate un ajutor. Ajutor și în momentul în care punctați pe hartă, când reveniți pe prima pagină, apar punctate toate alertele care au fost înregistrate până la momentul respectiv. Haide să nu mai punctăm acum, că o să fie destul de dificil să găsească undeva Sovejea cu eliberării. Mai jos ce avem? Am zis că nu mai punctăm acum. Se selectează din categorie partea cu străzi. Un e-mail? Un e-mail de contact și un număr de telefon. cristian.cagea@dobrogea.tv. Numărul de telefon nu o să-l dau chiar acum direct. Bun.
Puteți încărca și o fotografie. Am sau înțeles, un video. Da, nu avem. Colega mea spunea, site-ul e deja optimizat pentru telefonul mobil, tocmai în ideea asta. A, deci pot să fac de pe telefonul mobil și sau cu ochii în laptop. Exact. Da. Dar nu stați cu ochii în laptop și se completarea poate se face de pe... Am înțeles, da. După care puteți să încărcați acolo și un link în cazul în care există vreun articol în presă sau ceva similar, de un link de pe Facebook, pe unde ați mai întâlnit problema respectivă, iar jos se poate oferi o descriere mai pe larg. Am înțeles, să scriem acolo despre ce e vorba, dăm send și ajunge la Și mai trebuie să bifați că nu sunteți un robot. Da, nu sunt un robot. Avem un telefon. Bună seara, vă ascultăm. Dați mai încet la ceva. Dați mai încet la televizor. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Dacă aveți o întrebare sau o remarcă, pe scurt, vă rog. Da, am o întrebare. La noi, în fața blocului, vine câine din tot cartierul de pe stradă, la Basarab, vine aici. Dacă ne le zicem ceva, ei face gălăgie la noi, că noi unde să ducă ei? Să ducă în parc, de acolo este, nu la noi. A unde locuiți? Pe stradă la Basarab, numărul 12. Am înțeles, probleme cu câinii fără stăpân, da? Da, nu cu stăpân. Cu câinii cu stăpân. Nu înțelegeam de ce vorbiți cu câinii, de ce vorbiți cu stăpânii câinilor, da? Da, cu stăpânii câinilor. Am înțeles, ați vorbit la primărie? Nu știu, ați vorbit cu cineva? N-am vorbit la primărie, dar pentru că am văzut și era domnul care spunea că cu câinii vagabonți sau nu știu ce, și ăștia nu-s vagabonți, ai localnici, și vine și plimbă. Sunt agresivi? Sunt agresivi sau pur și simplu? Un scandal. Nu sunt și agresivi, latră, face călăgie. Da, noi făceam curățenie, acum nu mai facem curățenie pentru că vine câine în fața blocului. Am înțeles, bun, vă mulțumesc. Primăria nu vine să facă curățenie. Ar trebui să-i sesizați cumva. Mulțumesc pentru telefon. O astfel de problemă se poate sesiza? O astfel de problemă ține pe de-o parte de poliția locală și apoi de gospodărire comunală. Se poate sesiza pe alertă Constanța. Acum... Dacă toți suntem urmăriți, măcar de către persoana care ne-a sunat. Onest, cei care își plimbă câinii în Constanța nu au spații amenajate, la fel cum nu le este interzis să îi plimbe acolo unde sunt spații publice. Dar ce au obligația, și asta se poate sesiza de către telespectatorul nostru, este faptul că eventual stăpânii câinilor, ceea ce e destul de des, din păcate, întâlnit în Constanța, nu strâng după propriile animale. Iar asta este o obligație legală. Deci asta, da, se poate sesiza. În ceea ce privește, și nu doar că se poate sesiza, este și pasibilă de sancțiune. Da, acum, greu de dovedit însă. Nu e neapărat greu de dovedit. Pe cuvânt că e. Pe de altă parte, spiritul civic știți cum e, dacă tot trebuie resuscitat, trebuie să începem de undeva. Pe de altă parte, problema, dacă vreți, zgomotului, asta e într-adevăr o chestie care se sesizează direct și se constată direct eventual de către poliția locală. Pentru că totuși, dreptul nostru al tuturor este să ne folosim de acest oraș și respectându-i și pe ceilalți. Nici să le interzicem, de exemplu, să-și plimbe câinii, dar nici să deranjeze totul în jur. Nici ei să nu le interzică telespectatorului nostru să se odihnească. Exact, pe lângă această problemă a câinilor fără stăpân, înțeleg că a mai fost ceva deja semnalat pe site, ce anume? A fost situația privind parcul arheologic, zona primăriei. Faptul că arată dezastruos. Am înțeles, vă mai întrerup puțin încă un telefon. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Dacă aveți o întrebare sau o remarcă pe scurt. Da, ne place televiziunea asta noastră, că putem să mai stăm și noi de vorbă cu dumneavoastră. Da, pe scurt totuși, să știți. Să continuați programul ăsta. Am să ne spunem și noi dorința. Pe scurt, vă ascultăm. Pe scurt, ce nu ne place în Constanța. Nu ne-a plăcut 30 de ani ce a făcut Radu Mazăre, care a distrus orașul. Acum, cu nou primar, văd că se schimbă situația. E mai bine? E foarte bine, nu bine. Da. Am înțeles. Bine, uite că se schimbă pe unde vreți. Trotuare, asfaltări,
foarte multe care în 13 ani cu Radu Mazăre nu s-a putut face nimic în Constanța. A, pot să vă spun și eu ceva? Pot să vă spun. Acum e greu. Eu știu că e foarte greu. Da. Am înțeles, da, mulțumim pentru telefon, lucrurile se schimbă, dar să știți că în ultimii 15 ani a condus Radu Mazăre Constanța, în ultimii 8 ani l-a avut alături pe actualul primar Decebal Făgădău. E bine că se schimbă lucrurile în bine. Bun, parcul arheologic de lângă primărie, lumea este nemulțumită, de ce? Datorită faptului că până la ora actuală ar fi trebuit să fie finalizat proiectul de reabilitare. Iar în momentul de față sunt cabluri ieșite din alei, sunt șanțuri săpate, buruieni înalte de 2-3 metri. Bine, s-a transformat oarecum într-un pericol, ca să spun așa. Noi știm situația parcului și sunt convinsă că o cunoașteți. Tocmai de asta, din modul de formulare a sesizării, am privit-o mai curând ca o primă alertă de încurajare. Pentru că nu era neapărat o sesizare a unei probleme pe care lumea să n-o știe, ci în mod evident, fiind în centrul orașului, fiind lângă primărie, a fost cumva așa, cel puțin așa am perceput-o acum, dacă cel care a făcut alerta ne va bate obrazul că n-am și rezolvat-o, rămâne de văzut. Cu toate acestea voi reveni cu un răspuns pentru acea alertă, cu un răspuns oficial, pentru că într-adevăr sunt niște proceduri și e o situație concretă care a generat această problemă, da. Bun, suntem la finalul emisiunii. Mulțumesc, aștept să vedem care sunt rezultatele sale peste câteva luni de zile. Vă invit de pe acum, da? Cu mare plăcere, ați promovat primăvara viitoare, să vedem dacă s-a rezolvat ceva sau ce s-a rezolvat până atunci. Mulțumesc pentru prezență, mulțumesc și dumneavoastră că v-ați uitat. O seară bună, continuare.